dacă aveți un balcon însorit sau o terasă betonată unde vara temperaturile ating 40 de grade Celsius și vreți totuși să vă înfrumusețați spațiul cu plante, puteți alege cactușii. Aceste plante care înmagazinează apa sunt perfecte pentru spații aride, așa că se dezvoltă frumos chiar și între betoane. Trebuie doar să alegeți soiurile de cactuș care vă plac mai mult, să le puneți în jardiniere sau ghivece și, când vă amintiți, să le turnați câte un strop de apă. Sau vă puteți baza pe natură și așteptați ploile răcoroase de vară, deoarece cactușii fac parte din categoria plantelor suculente. Plantele suculente fiind plante care magazinează apă în interiorul lor ca să reziste pe perioade de secetă, cum a fost și perioada acum din ultimele 2-3 săptămâni. În felul ăsta ele pot trăi în continuare, fac fotosinteză fără nicio problemă, cu rezervele de apă pe care le au. De asemenea, și rădăcinile sunt foarte rezistente, pot sta în pământ uscat de tot, nu pățesc nimica. Când vine ploaia din nou, își refac rezervele de apă și totul merge bine în continuare. Specialiștii chiar vă îndeamnă să vă înfrumusețați spațiile cu specii de cactus, dar vă recomandă să fiți atenți la spini. Speciile care rezistă iarna afară, sigur, se pot ține și peste iarnă, eu știu, un ghivece și așa, în balcoane afară. Problema este că spinii lor sunt foarte ascuțiți și au pe suprafața lor niște zimțișori îndreptați înapoi, de aceea înțepăturile sunt foarte dureroase. Singura problemă pe care o puteți întâmpina în timpul cultivării cactușilor e pe timp de iarnă. Dacă nu aveți spațiu să mutați ghivecele în casă, e posibil ca plantele să nu reziste în sezonul rece. Peste iarnă, în climatul nostru, cu aceste rezerve de apă avem o problemă, pentru că apa îngheață, după cum bine știți, cum îngheață apa într-o sticlă și sticla se sparge. Și aceeași problemă au și plantele noastre. Și atunci sunt doar speciile care au o rezistență specială la înghețul din timpul iernii. O strategie vizibilă, foarte bine vizibilă iarna la cactus, este de a renunța cât mai mult la aceste rezerve de apă. Și atunci iarna ei se zbârcesc, se lasă pe pământ ca să fie cât mai aproape de sol, unde totuși temperaturile și vântul înghețat nu bate așa puternic. Dacă vreți să vă inspirați în modul de amenajare a balconului sau terasei cu specii de cactus, puteți da o fugă până în grădina botanică a Universității de Științe Agricole Cluj. Acolo există un colț special amenajat cu plante suculente, iar specialiștii grădinii vă ajută și cu sfaturi privind modul de îngrijire a plantelor.